După încheierea celei de-a doua semifinale a Cupei României Timișoreana, lucrurile s-au mai limpezit cu privire la prima finalistă în cupă. Steaua a zdrobit pe Dinamo cu un 5-2 categoric și a lăsat clar să se înțeleagă diferența de valoare dintre cele două echipe. Tănase așteaptă la Toplevic, primește la Toplevic, un jucător în care un rival grătea... Ce gol la Toplevic! Gol la Toplevic! După o rețetă personală! De cealaltă parte, marile rivale Petrolul și Astra au remizat la scor alb în manșa tura semifinalelor Cupei României. La finele unui meci aprins în care Astra a dominat mai mult, dar fără șansa golului. La bani și Budescu sunt și acolo și dează Budescu! Parada lui Pesania! Pe altă dată, brazilianul Pesania a reușit să respingă. Nu este cea mai bună execuție. Să ne așteptăm un retur la mai mult spectacol. Nu știu dacă trebuie să facem spectacol, noi trebuie să ne calificăm mai departe, mai puțin contează spectacolul. Mai multă speranță pentru retur? Am spus, șansele sunt aceleași, 50-50. Trebuie să jucăm foarte bine și să câștigăm retur ca să mergem în final. După egalul ce a devenit tradițional în întâlnirile dintre cele două rivale, calificarea în final a rămas să se decidă în partida tur și se comentează deja că turul 2 al semifinalei dintre cele două rivale poate fi decis prin lovituri de la 11 metri. Istoricul arată că 5 din precedentele 6 întâlniri directe între Astra și Petrolul s-au terminat cu același scor egal. Pe de altă parte, Astra a dovedit că joacă mai slab acasă, având și descendentul meciului pierdut în tur la Giurgiu, cu 1-2 în fața petroliștilor. Una peste alta, Astra rămâne echipa care nu a încasat până acum niciun gol în cele 3 runde avute în cupă, câștigând cu 1-0 contra lui Gaz Metan și cu 3-0 împotriva Viitorului Constanța, apoi 0-0 cu Petrolul, toate cele 3 partide având loc în deplasare.